Ai grijă la cea mai mare grijă, siguranța copilului tău. Este noua campanie demarată de IGSU, E.ON și Del Gasgrid la începutul acestei luni. Proiectul își propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectării regulilor de siguranță în locuințe. Copiii rămân categoria cea mai vulnerabilă atunci când vorbim despre incendii produse la locuințe. Peste 100 de copii și-au pierdut viața în incendiu la locuințe în ultimii 8 ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incendiului. În cei 8 ani de parteneriat, IGSU, E.ON și Del Gasgrid au derulat mai multe campanii de siguranță ale căror mesaje au ajuns la milioane de români. Totodată, privind datele IGSU, în ultimii 8 ani, 378 de copii au fost victime ale incendiului la locuințe, iar 104 dintre aceștia și-au pierdut viața. La începutul acestei luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat o nouă campanie națională, Ai grijă la cea mai mare grijă, siguranța copilului tău. Proiectul își propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectării regulilor de prevenire a incendiilor la locuințe sau gospodării. Deoarece în cele mai multe situații copiii nu pot aprecia pericolele din jur și le lipsește puterea de a se salva din calea focului, ei rămân cea mai vulnerabilă categorie. În ultimii 8 ani, 378 pentru a avea un cămin în siguranță, recomandăm cetățenilor să acorde o atenție deosebită supravegherii copiilor, să utilizeze corespunzător mijloacele de încălzire, să apeleze la personal autorizat pentru curățarea coșurilor de fum și la specialiști pentru verificarea instalațiilor electrice și repararea defecțiunilor. Facem apel la cetățeni să aibă grijă la cea mai mare grijă, siguranța copiilor, pentru ca aceștia să nu devină victime ale neglijenței sau neatenției adulților. Copiii rămân categoria cea mai vulnerabilă atunci când vorbim despre incendii produse la locuințe sau gospodării. În cele mai multe situații, ei nu pot aprecia pericolul din jur și le lipsește puterea de a se salva din calea focului. Folosirea necorespunzătoare a instalațiilor electrice sau a mijloacelor de încălzire sunt principalele cauze care, an de an, curmă vieți în rândul celor mici. Peste jumătate dintre românii chestionați au declarat că nu au un detector de gaz, 72% nu au stingător de incendiu, iar 81% nu au detector de fum.